Clipe de groază prin care a trecut o tânără în vârstă de 18 ani din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Aceasta a fost amenințată cu un pistol de către fostul concubin, pe numele căruia a fost emis un ordin de protecție, pe care tânărul se pare că l-a încălcat în cursul zilei de ieri. Scenele de coșmar prin care tânăra a trecut par desprinse din filmele americane. Din informațiile primite de la autorități, tânărul în vârstă de 26 de ani ar fi însoțit-o până în apropierea unei unități școlare, unde se pare că tânăra ar fi fost amenințată cu un pistol metalic, însă asupra ei nu au fost exercitate acte de violență. Din cercetări a ieșit că în cursul acelei zile, un bărbat de 26 de ani din localitatea Șinian ar fi așteptat-o pe tânăra la domiciliu, după care ar fi însoțit-o până în apropierea unei unități școlare, timp în care i-ar fi arătat o armă metalică, fără a exercita acte de violență sau amenințare asupra acesteia. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana bănuită, asupra căreia a fost găsită o armă care a fost ridicată și urmează a fi supusă unei expertize. Bărbatul de 26 de ani a fost reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar parchetul a dispus control judiciar pentru 60 de zile față de acesta. Fostul iubit al tinerei a fost reținut pe baza unei ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, fiind dispus sub control judiciar pentru 60 de zile. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a ordinului de restricție, precum și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Din nefericire, există tot mai multe cazuri de acest gen la noi în țară, cu tinere amenințate din diverse cauze, gelozia fiind una dintre cele mai întâlnite.